O acțiune de prevenire și combatere a delictelor din domeniul circulației, depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos și pentru menținerea climatului de ordine și siguranță publică în rândul comunităților locale a fost desfășurată pe raza orașului Cehu-Silvaniei. Inspectorul principal Ioana Lascău, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ne-a declarat: aproape 600 de metri cub de lemne de foc și cherestea de rășinoase fără proveniență legală, în valoare de peste 143.000 de lei, confiscați valoric de polițiștii sălăjeni în cadrul unei acțiuni comune. În perioada 25-26 noiembrie anul curent, polițiștii sălăjeni au acționat pe raza orașului Cehu-Silvaniei pentru a preveni și combate delictele din domeniul circulației, depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos, pentru siguranța traficului rutier și pentru menținerea climatului de ordine și siguranță publică în rândul comunităților locale. În cadrul acțiunii, în care au fost implicați 18 polițiști de la Serviciul de Ordine Publică, Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, de la Poliția orașului Cehu-Silvaniei și de la Serviciul Rutier, precum și de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, împreună cu reprezentanții Gărzii Forestiere Sălaj și cu 7 jandarmi sălăjeni, au fost legitimate 385 de persoane, au fost controlate 330 de autovehicule și au fost verificate 21 de societăți comerciale și 10 agenți de pază. Totodată, polițiștii sălăjeni au efectuat 28 de controle, din care 23 privind legalitatea transporturilor de material lemnos și 5 pe linia provenienței, prelucrării, depozitării și valorificării materialului lemnos. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 114 sancțiuni contravenționale, din care 101 la codul rutier, 6 conform prevederilor legii numărul 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 5 potrivit prevederilor legii numărul 171 din 2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și 2 la legea numărul 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, valoarea totală a amenzilor fiind de 86.480 de lei. De asemenea, ca măsură complementară pentru comiterea unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, polițiștii au reținut 6 permise de conducere, din care 5 pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare și unul pentru conducerea sub influența alcoolului, precum și un certificat de înmatriculare. Totodată au fost confiscați valoric 598,43 de metri cub de material lemnos de diferite specii, în valoare totală de 143.060 de lei. Astfel, în urma unui control efectuat de polițiștii Serviciului de Ordine Publică, Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, împreună cu reprezentanții ai Gărzii Forestiere Sălaj, la depozitul de material lemnos al unei societăți comerciale din localitatea Cehu-Silvaniei, s-a constatat că societatea respectivă nu deținea în stocurile faptice 51,27 metri cub de cherestea de rășinoase, care figurau în stocurile scriptice. În consecință, societatea comercială a fost sancționată contravențional conform prevederilor legii numărul 171 din 2010, cu amendă în valoare de 10.000 de lei. Totodată, a fost dispusă confiscarea valorică a celor 51,27 metri cub de cherestea de rășinoase, în valoare de peste 44.604 lei. Tot în cadrul acțiunii, sâmbătă, 26 noiembrie anul curent, în urma cercetărilor efectuate, polițiștii din Cehu-Silvaniei au identificat 4 tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, 2 dintre aceștia din județul Maramureș, unul din județul Brașov și unul din județul Satu Mare, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. Polițiștii bănuiesc pe aceștia că în noaptea de 10 spre 11 septembrie anul curent ar fi sustras cablu de telefonie de pe o distanță de 1100 de metri, provocând un prejudiciu total estimat la 35.271 de lei. În cauza a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii din Cehu-Silvaniei continuă cercetările pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor patru tineri și pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat.